Da, nu ți pare ceva ciudat la asta? Nu, de ce? Cum se conduce singură. Oh! Se conduce singură, mama mea, mașina asta. Hai, mă, iubire, mă. O să dau un luric. Mamă, ce părțuri trage! Oh! Oleu, Doamne! Oleu! Da tare! Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit la un nou vlog. De această dată o să facem ceva foarte special. O să vedeți reacția lui mamaie de aici de față la Tesla. Și pot să zic direct Tesla pentru că mamaie, ai idee ce e Tesla, mașina Tesla? A, nu știu. N-ai idee. E o marcă, gen cum ar veni. Știi că Dacia, Matiz, toate astea, știi? Asta e marca mașinii, da? Se numește, e Tesla. Tesla, da. Ideea e că mamaie nu știe absolut deloc ce e mașina asta, nu știe absolut nimic și lucrul ăla elementar al Teslei nu știe. Da. Și abia aștept să vedem reacția, credeți-mă că o să merite acolo cât mai multe like-uri, așa că dați acolo pe butonul like dacă vreți să mai vedeți vloguri alături de mamaie, poate o mai dăm cu Tesla și nebunii. Să-mi spui ce părere ai de cum arată mașina, mamaie, da? Da. Hai, mamaie, vină cu aceea. Care mamaie e azi? Aia de acolo. Da, aia de acolo, mamaie? Da, mamaie, e foarte frumoasă. Vai, dar ce e mare, lungă. Ia, vină cu aceea. Tot ce vrei la ea. Ai zice, mamaie, că e o mașină normală, nu? Da. Frumos, trebuie să băgăm benzină, toate nebunile, nu? Da. Da. Benzină, tot ce trebuie la ea să băgăm, sigur că da. Avem o problemă, mamaie. Ei. Mașina asta, dacă vin cu aceea, așa? Din păcate, nu are niciun fel de rezervor, nu are chestie de rezervor, știi? Oh. Păi și ea unde ține? Laterale? Uite, mamaie. Uite, mamaie, ce avem aici. Ăsta e rezervorul? Da. Ai, ia uite, băi, e ceva ciudat la ea, nu? Mhm. Da. Nu ți pare ceva ciudat la asta? Nu, de ce? Cu ce să fie ciudat? De ce te, mamaie? Pare să vină un conector aici, de priză. Da, da, aia da. Și aici, și aici mai e. Da, zici că e de priză, nu? Da. Păi și atunci, mamaie, e o problemă avem aici. Păi e o problemă? Trebuie să mergi undeva să bagi benzina aici, undeva unde conectezi ăla, nu? Da, mamaie, știi care e problema? Că noi la mașina asta, dacă îți vine să crezi, nu băgăm benzină. Oh, dar ce face? Merge cu aer? Merge cu altceva, mamaie. Mama ta, Doamne. Păi ăsta e și motor și porbagaj? Motorul ăsta nu prea e motor aici, înțelegi? Motorul nu e aici. A, deci nu e aici? Nu. Azi, unde se ascunde motorul, oare? În spate? Da, avem motor pe spate, mamaie, de-aia ascuns. N-avem noi treabă la el. La mașina asta nu umbli tu la motor. Da? Da, că mașina asta nu prea se strică, mamaie. Bă, mamaie, să știi că o să-ți mai stric eu care-i treaba și care-i șmecherile, că mi-a dat statul o grămadă de bani să iau mașina asta. Ai, serios? Da, mi-a dat statul o grămadă de bani pentru mașina asta. Da, pentru că e o mașină specială și o să vezi imediat de ce e o mașină specială. Așa că să deschizi ușa asta. Să deschid ușa? Da. Uite, mamaie, cum e. Apeși și după tragi de aici. Aha, hai. Vezi? Așa se deschide. Hai că acum nu, acum în interior, dar o închidem și ne ducem în față. Hai să vedem aici în față. Putem să vedem un spațiu unde ne aflăm, vezi? Da, e GPS de la sau GPS? Ba da, ăsta e GPS-ul. A, ăsta e GPS-ul? Da. Acum, guys, pentru că... Scurtă paranteză înainte să înceapă car vlogul, mamaie s-a decis să tragă prea des de centură, inclusiv de la varieră și sunetul a devenit ceva mai nașpa. Îmi pare rău că n-am sesizat pe moment, dar de data viitoare voi fi atent și la acest aspect. Tu, mamaie, încă nu te-ai dumerit care-i treaba. Am zis că nu bag benzină în ea, nu? Da. Ia zi, dacă nu e benzină, nu e motorină, nu e pe combustibil, poate e electric. Păi electric? Hai, mă! Da? Ia uite, mamaie. Ia uite. Păi și electricul ăsta, nu mai bagi benzină, nu mai bagi nimic, decât merge numai pe electric? Da. Bravo, bravo! Ei, dar cred că consumă și la electric. Ia zi, păi cum să... Mamaie, ideea e că eu merg gratis. Încarc gratis la supercharger și pot să nu cheltuie niciun ban, practic, în momentul de față, pentru că sunt gratis superchargerele, guys. Încarc gratis, am încărcat aseară, mi-am făcut plinul gratis. Bravo! Mergi gratis cu mașina asta, poți să încarci și gratis la... și acasă, poți să-ți bagi mașina în priză și încarci. Dacă la casă mai plătești tu curentul, știi? Aha, poți să te mai duci la stații de încărcare care mai sunt gratuite și mai încarci dacă vrei să încarci gratuit, înțelegi? Nu se aude absolut nimica, nimic, nu are motorul, nimic, pornită non-stop. Poți să supraveghez non-stop de pe telefon, văd orice, dacă se întâmplă ceva cu mașina, pot să văd non-stop de pe telefon. Sunt multe chestii pe care mamaie nu le știe. Chiar n-ai idee, mamaie, câte poate să facă mașina asta. Alea, firar să fie asta și mai... Da, ce să zic. Am zis că tot Dar de ce faci așa? Dacă zici că sunt băieții. Mama mea, ce faci acolo? Vezi? Pot să dau un lunic. Mamă, ce purțuri frage! Mașina asta, mama, ai crede poate că e extrem de scumpă, dar în comparație cu ce mașini se plec pe stradă, nu e scumpă, crede-mă. Nu e, ai crede că e, mamă, ce mașina... Că da, știi că n-am trebuit să dau atâția bani, știi? Da. Ideea e că nu e atât de scumpă pe cum crezi tu și am dat și o grămadă de bani, mi-a dat statul, înțelegi? Și mașina asta e o investiție, pentru că nu-și pierde din valoare, e foarte sustenabilă, înțelegi? Nu-și pierde cum își pierde o mașină normală pe benzină. Și o să-ți arăt imediat mașina, mama, de ce e mașina asta specială, ca să spunem direct așa. O mașină de benzină, mama, e... trebuie să ajungă în turații ca să prindă, nu are cuplul ăla instant, nu pleacă instant, nu folosește toți caii putere instant, înțelegi? Ideea e că mașina asta are toți caii a putere direct, înțelegi? Îi folosește direct. Da. Direct are toți caii ăia pe care îi are mașina trecută acolo, înțelegi? Ce crezi că înseamnă asta? Practic că ai direct mașina sub pedală, înțelegi? Așa. Poți să fac asta. Oh! Ia zi, mamaie, cum e? Păi zboară, măi, Andrei, las-o încet, mamaie. Și uite, nici nu-ți dai seama, mamaie, dar am ajuns să avem un pic cam mult la oră pe aici. Oleu, Doamne, Doamne. Nici nu-ți dai seama că prinzi viteza asta, da, mamaie. Da, da. Vezi, de asta poate să facă. Ia uite, păi de... Vezi, e instant și aveai viteză și bam, e instant, totul e instant. Vezi? Gata, o lăsăm ușor, mamaie, să nu te rog. Nu, că ar fi vreo pericol pentru tine, dar nu vreau să-ți fac ție rău. Să te doară capul, să mai știi ce. Chiar te doare capul. Vezi, de asta am zis să te las ușor. Da. Te bag cu capul în scaună. Cum e, mamaie? Asta e special la mașina asta. Că practic are cuplul ăsta instant, mamaie. Instantul ăsta e prea puternic. E prea puternic? Da, o ia repede din loc. Deci, mamaie, mașina asta se numește Tesla. Ce o face special? Asta e Tesla? Tesla. Vai, da frumoasă, Tesla. Exact Tesla, ca o Tesla de aia din magazin nou. Ce? De aia de lucrat. 0-100, mamaie, în 5,4 secunde. Ajunge la 0 la 100. Înțelegi? Asta ai văzut tu acolo. Amolo, da? Da. Da. Oleu, da tare. Câți cai putere, câți care... Mamaie, nu se pricep așa cu cai putere, câți are, câți toate astea, știi? Dar zic așa, are mamaie vreo 280 de cai, ceva de genul. Nu mai știu exact, vă uitați pe Negai, chiar nu te interesează cât are mașina asta. Când bagi piciorul și îți faci așa, Aoleu! Vezi, e foarte chill, mamaie. Și partea bună e cu mașina asta care îmi place foarte mult și v-am mai spus și vă spun acum, motivul pentru care am luat mașina asta nu este pentru puterea asta neapărat, dar e chiar o chestie care te ajută oricum. Te poate ajuta, mamaie, ca să scapi din chestii nașpa. Am luat-o pentru că pot să merg gratis, mamaie, pot să merg foarte ieftin. La cât de scumpă e benzina acum, pot să merg, mamaie, gratis. În momentul de față o să merg gratis. Dumnezeu, mamaie. În 2 zile am filmat o grămadă de clipuri, pe care nu știu când o să apare clipul ăsta, probabil mult încolo. Da. Dar ideea e că am filmat în 2 zile, primele 2 zile de când am mașina, o grămadă de clipuri. Pentru că trebuie să le filmez, pentru că decât acum le pot filma, că e frumos, că mamaie să vadă prima reacție și toate nebunile, știi, să fie totul original. Da. Să nu zic că facem șuste pe aici. 6 luni am așteptat-o pe mașina asta. Aoleu, de-aia ți-ai luat-o, de-ai dat-o în locul ei. Matizola? Păi Matizola a valorat, l-am luat cu foarte puțin, am spus deja, 2000 de lei și l-am dat cu mai mult la Rabla. Da, știi? Da, da. Și practic am făcut un profit și m-a și învățat mașina aia, adică efectiv la 2000 de lei mi s-a părut genială mașina aia, guys. Da, așa genială, la 2000 de lei nu, efectiv n-ai ce să mai vrei, frate. Da. Și dacă vă întrebați de ce nu se văd toate nebunile aici pe ecran, încă nu este făcut autopilotul, încă învață mașina, este atât de nouă, are mamaie 110 km aproximativ. Dați acolo pe butonul like dacă vreți să arătăm mamaie mașina cum se conduce singură. Oh! Se conduce singură, mamaie, mașina asta. Hai, mă, iubire, mă, mamaie, mă. Hai, mamaie, că faci mișto, eu zic. Ea o să poată să îmi facă viraje, să îmi țină banda, să meargă, să accelereze singură, să pornească singură, să toate nebunile, înțelegi? Da. Nu poate să meargă complet singură, adică gen să stai singură așa pe spate, pentru că nu te lasă încă Tesla să faci asta, nu ne lasă Uniunea Europeană, nu ne lasă ăștia, știi? Din păcate, pentru că încă le e frică să lase mașina asta să se plimbe singură. Păi da, Doamne, Doamne. Dar uite, mamaie, ai ajuns să te plimbi pe o mașină care merge singură. Merge singură, mamaia. Vezi, mamaia, de asta trebuie să trăiești cât mai mult ca să prinzi cât mai multe chestii. Doamne, Doamne, cât o vrea Dumnezeu, mamaie. Da, mama, nu trebuie să te mai gândești, că mamaia, din păcate, se gândește numai la chestii de-astea urâte, din păcate. Dar nu trebuie să te mai gândești, mamaia, la asta. Trebuie să te bucuri de prezent, să te bucuri de noi, cum creștem. Am ajuns, uite-te și tu, la 18 ani, să poți să iau mașina asta, care e o mașină pentru viitor și toate astea. Toată viața să ai noroc de tot ce-ți dorești tu să-ți îndeplinești, mamaie. Uite, ești gata? Gata. Asta face apa afară. Ce e semnalul? A? Asta e claxonul, gen, îmi face să uite. A, da? Sau se părție pe afară. Efectiv, e super caterincă. Vezi? Ai văzut? Se părție. Se părție, da, pădărând să părție. O grămadă de chestii poți să faci, mai crede-mă, poți să mă uit pe YouTube, poți să fac o grămadă de chestii. Iauzi. Înțelegi? Să non-stop mașina să ne înregistrează, dacă se întâmplă ceva cu ea. Non-stop are o grămadă de camere, n-ați mai arătat camerele. Are, mamaie, hai să te explic. Are o cameră aici, sus, care vede, în față. Are două camere pe laterale, efectiv 4 în total. Două camere pe laterale, una în spate și are și una în interior aici. Aia e, nu? Mai are și una în interior, înțelegi? Deci are foarte multe camere. Înregistrează non-stop și când e parcată, non-stop filmează, înțelegi? Și eu o să văd orice după aceea. Chiar dacă e oprită, ea tot filmează? Da, da, da. Ea nu se oprește cam niciodată, pentru că este electrică, nu se oprește niciodată, știi? Ea nu prea există oprit sau pornit, știi? Uite, și se uită foarte multă lume, mamaie, la mașină. Efectiv, oriunde te duce, se uită lumea la mașină. Mă mai lasă, nu te mai uita așa la ea, mamaie. Păi nu, că a întors capul. Păi a întors capul, că n-ai văzut că mi se pare corect. Da. E pentru mine acum când mă plimb pe timp de zi, mamaie, cu mașina, mă plimbeam foarte mult seara, pentru că abia am făcut rost de ea, gen fix după apus am făcut rost de ea. Și acum observ și uite-te, mamaie, cât de frumos se vede în sus. Foarte frumos, mamaie. Zici că ești la mare, undeva, pe apă, albastră, fai de mine. Da, mamaie, ce să mai zic, am ajuns pe aici, mai avem noi până la destinație, guys, dar o să închidem aici acest vlog. Neapărat dați acolo pe butonul de like dacă vreți să mai vedeți un car vlog din Tesla cu mamaie, în care să-i prezentăm cum se conduce mașina singură, cum o grămadă de nebunii se întâmplă. Momentan n-am cum să-ți arăt mamaie, pentru că nu am învățat încă mașina. Și ce volan frumos, mic, da. Măi! Îți place că e micuț, nu? Stai că nu-i place, că are asta așa. Da. Nu, e foarte bine, mamaie, așa. Mie îmi place foarte mult. Eu am fost Andrei alături de mamaie. Nu uitați de like, subscribe. Câte like-uri să facem, mamaie, la clipul ăsta ca să mai apare azi? Peste câte like? Peste 300 și ceva de milioane. Credeți-mă că o să merite următorul video să vedeți, mamaie, cum se mișcă volanul singur. Aoleu, Doamne! Și micuț, și finuț, și frumos!